Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Sticker, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip în care am să vă arăt cum îmi îngrijesc mașina. Ieri a fost prima zi când a nins în Craiova și după cum puteți vedea, situația nu e tocmai roz. Eu în fiecare săptămână îmi aloc o zi de obicei în weekend când îmi curăț mașina, pentru că mie sincer nu-mi prea place să îmi curăț camera, dar mașina cred că ar trebui să arate țiplă. Mai exact, sunt 7 lucruri pe care le fac ca să mențin mașina într-o stare bună din punct de vedere al aspectului, dar și din punct de vedere tehnic. Sunt niște lucruri pe care le-am învățat din experiența mea de șofer, care nu este foarte mare, adică am permisul doar de 1 an și 2 luni, dar cred că ar ajuta pe câțiva dintre voi care dețineți o mașină. Așa că hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care îl vom face este, bineînțeles, să dezapezim mașina, pentru că iarna asta trebuie să faci cu o perie și o racletă dacă este cazul. Am să încep să dau de sus în jos pentru că e o zăpadă apoasă, adică nu este foarte frig afară, dar zăpada asta are multă apă în ea și nu e nevoie să folosim racleta pentru că încă nu a înghețat. De obicei asta trebuie făcut dimineața pentru că dacă apucă să înghețe zăpada e nasol. Când eram mic știu că abia așteptam să ningă, dar taică meu ura când ningea pentru că trebuia să dezăpezească mașina și acum chiar îl înțeleg. Am terminat, mașina este acum complet dezăpezită. Dacă vă întrebați de unde am cumpărat un alta asta multitask, am cumpărat-o din Auction și am dat pe ea în jur de 50 de lei dacă nu mă înșel și este o unealtă super folositoare pentru atunci când vine iarna și trebuie să îți dezăpezești mașina. Mai departe, în rutină, vom merge să spălăm mașina pe exterior cu doar 5 lei. Am ajuns și la spălătorie care este un self-wash, adică îți speli mașina singur și plătești mult mai puțin decât la o spălătorie normală. Cred că este varianta cea mai bună pe timp de iarnă, pentru că oricum ți se va murdări mașina destul de des din cauza zăpezilor și noroiului, deci la spălătoria asta dau 5 lei și am 2 minute de spumă și 2 minute de clătire. Acest tip de spălătorie funcționează pe fise, fiecare fisă costă 2,50 lei și durează 2 minute. Spălătorile self-wash au devenit din ce în ce mai populare pentru că sunt mai ieftine și mai rapide. Adică tu faci toată treaba. După ce am spălat mașina cu spumă, folosesc această perie pentru a o curăța mai bine. De data asta am avut nevoie de 4 fise pentru că mașina a fost mult mai murdară decât de obicei, dar acum arată ca nouă. Acum e timpul să ne ocupăm de interior. Mai departe vom aspira toată mizeria de la interior cu un aspirator de mână, deși există un aspirator și în această spălătorie. Eu am investit în unul de ăsta. Îl am mereu mașină și pot să aspir oricând doresc, chiar dacă nu găsesc o spălătorie. Pur și simplu pui contactul și îl bagi în priza de la mașină și merge. Prima dată trebuie să dăm preșurile jos. Așa. Iar apoi aspirăm ce e sub, apoi aspirăm și scaunele. După ce am aspirat mizeria și din față și din spate, este timpul să curățăm scaunele cu o soluție specială. Soluția asta se numește Flash și este specială pentru Alcantara, ceea ce am eu pe scaune. Atenție, dacă vă cumpărați ceva asemănător, să nu folosiți pe piele naturală dacă nu este recomandat, pentru că va arde pielea. Prostul de mine n-a știut asta la început și am dat și pe pielea naturală și acum am câteva pete urâte pe ea. Modul de utilizare este următorul: agiți puțin înainte și aplici o cantitate infimă, după care folosești peria ajutătoare. Acum că am terminat cu scaunele, ne vom ocupa de bord cu această soluție și cu o cârpă ajutătoare. La fel, agităm bine înainte și pulverizăm de la o distanță de 20-30 de centimetri pe suprafața bordului și cu cârpa uscată, frumos. E foarte amuzant pentru că mie nu-mi place deloc să șterg praful acasă, dar în mașină e complet altceva. Simt că dacă nu e curată mașina, nu are farmec. Unealta asta super interesantă a venit la pachet cu soluția pentru scaune. Am să vă las linkul de la ambele în descriere dacă sunteți interesați să le cumpărați. Și mă ajută să șterg geamurile pe dinăuntru, asta și cu un pulverizator de apă. Pur și simplu dau câteva pufuri pe el. Opa. Dau câteva pufuri pe el. Are la cap un fel de burete care este foarte bun pentru a curăța geamurile, să ai o vizibilitate mai bună. Și în final, al 7-lea lucru pe care trebuie să-l iei în considerare dacă vrei să ai o mașină țiplă, este ce fel de benzină bagi, pentru că vreau să vă arăt ceva. Vedeți semnul ăla din bord?
Ăsta este semnul de check engine și a apărut după ce am băgat o benzină de proastă calitate. Asta e o problemă pe care mai multe mașini, în special germane, o au. Sunt foarte pretențioase cu tipul de benzină pe care îl bagi. Va trebui să merg în service cu ea să văd exact ce are și ce trebuie făcut, deși fostul proprietar mi-a zis că nu trebuie sub nicio formă să bag benzină proastă în ea. Am fost pe grabă și m-am ales cu un check engine. Scrieți-mi în comentarii dacă aveți sau ați avut aceeași problemă. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu, pa, pa!